Trecem la blitz interviu. Doar prin da sau nu puteți răspunde. Regretați faptul că nu ați ajuns în funcție de prim-ministru? Nu. Republica Moldova are șanse să scape de oligarh în viitorul apropiat? Depinde ce aveți în vedere prin viitorul apropiat. Dar sper că în cel mult 4 ani de oligarhii actuali vom reuși să scăpăm. Acum, dacă nu, da, vom ajunge în alți, cu alți oligarhi la putere, e altă întrebare. Sunteți gata să faceți totul pentru aceasta? Da, probabil că da. Sunteți gata să deveniți Jeana d'Arc a Moldovei? Nu știu, e neserioasă întrebarea. Da sau nu? Ce înseamnă Jeana d'Arc a Moldovei? Da. Sunt gata să contribui. Cum pot? Vreți să deveniți președintele Republicii Moldova? O să candidez. Vreți să deveniți unul dintre liderii alternativei pe dreapta? Cred că da. Aceasta a fost Maia Sandu și emisiunea Interval.